A început procesul funcționarilor de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est acuzați de corupție și trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție. Constantin Apostol, directorul instituției, a fost prezentat la primul termen de judecată, la fel și ceilalți subordonați ai săi. Mare absență a fost însă Gabriela Ciubotariu, soția consilierului județean PNL Lucian Ciubotariu. Ea și alți inculpați din dosar au făcut însă mai multe cereri instanței, singura solicitare comună fiind aceea de amânare pentru a-și angaja un apărător. Pentru că nu era procedura completă, judecătorul a decis acordarea unui nou termen. Reamintim că la începutul lunii octombrie, DNA i-a trimis în judecată pe toți pentru infracțiuni de corupție. Totul a pornit de la fondurile europene obținute de tipografia Interprint din Bacău, condusă de Gabriela Ciubotariu și despre care anchetatorii spun că a folosit documente false. Aceasta este trimisă în judecată pentru infracțiunile de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităților europene sau din bugetele administrative de acestea ori în numele lor și uz de fals. Totodată au fost trimiși în judecată și mai mulți funcționari cu funcții de conducere ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, printre care și pe directorul general Constantin Apostol, pentru complicitate. Procurorii DNA mai spun că suma obținută pe nedrept de firma controlată de soția consilierului județean se ridică la peste 162.000 de euro. Următorul termen în proces va fi pe data de 27 noiembrie.